Așa am primit eu de la Dumnezeu. Ei n-au copii. Oamenii ăștia care au făcut crima asta, ei n-au copiii lor, ei gândesc că tot așa streacă. Lor nu le-a părut rău că a dat comandă să bată băiatul Neu, să bată jocă de dâns, să-l aducă, să-l vâre în pământ pe dânsul. Și simți întrânși era. Eu am să merg la tot. Să află rezultatul și să mi-l arăte cine e vinovatul pentru moartea copilului meu. Eu asta doresc. Copilul meu, eu vreau să văd, să mă uit în fața la călăul ceala care s-a bătut joc de copilul meu și l-a vărât în pământ. Eu vreau să văd eroul ceala. Nu, polițist singur nu pot să lucreze în afara sistemii. Eu cred că el a fost pus la cale. Așa, tamni sam să vii omul să zică cine ești tu mai brăguț, să-ți dă vădouă la ceafă, eu nu cred, până nu a fost pus la cale. Nu cred într asta. Băiatul meu a fost comunicabil, unde n-aș fost, el găsea limba comună cu orice persoană. Asta că eu nu cred între aceea, că pe dânsul așa tamni sam a luat slăbătut. Nu cred. Eu dușeam băieții la Peresecina, la Lagăr, pe Natasha și pe Iura. Andrușa s-a născut taman în vreme și e când la noi a fost dezastru în țara noastră, dezbinări. Băiatul nu a avut nici o fericire în viață. S-a stărit în viață bine. O învățat la școală de la Bălțin, școala numărul 6, Gogol. A terminat-o foarte bine. Bă, a intrat la instituții din Krasnodar, a terminat-o foarte bine. Și băiatul stăruie să facă o carieră oricare, să lucreze. Și iată la ce am ajuns. Oamenii fără suflet, fără inimă întrânsă. Cum așa poți să ajungi tu să dai comandă, ușire omul ăsta, că el nou nu ne place. Cum așa? Eu nu pot înțelege. Și nu trebuie să înțeleg niciodată. Где ты пол восьмого? Я говорю, Андрюша, ты устал, это самое, отдыхать надо. Не, мне надо по работе, надо в 10 часов быть в Кишиневе. Я его только видел через окно. А ора 11. 11, что не сунат, не дела в Орхей. Около аппаратуры полиции. Я на рецену машину арестат, винис на Орхей. Я вин на Орхей, sun, întreb unde sunteți. Noi nu suntem la Orhei, mașina e transferată cu tot cu băiet la mașina la Strapoșatcă pe Otovasca, dar băietul e la Cicană, în comisariatul de poliție. Statul de poliție la Cicană, mi-a spus acolo de serviciu suit sus la 5-le etare, mă suit sus și când am ajuns am avut o scenă așa, eu am fost șocat. Spun eu, îl întrebau și el spune, dați-mi un advocat. Arata revoltat. Spunea, în multă vreme el scula în picioare, el așa zau. El scula, el așa zau. Cu șerbătul legau, închideau gura, așa pe iar să duce eu, iar cu șerbătul legau gura. Cu șerbătul să nu grăiască el. Mult. Eu îl cumprindem, eu îl cumprindem, zic, Andrușa, taci. Dar el, neamă lui, tăticu, hai, poate ne ocupăm cu ceva, cu aldinic, încolo, încoale, zic, ne-am ocupat, mă, n-amu. El iar spune, drepturile mele care, dați un avocat, încolo, încoale, și ei doi să lășeze pe dânsul, nu cum, așa da, el iar scolat. Coatele erau însânjerate, coatele. N-am văzut pe față. Eu de-am văd situația că nu-i prea bună. Ei încățcază. Eu de-am zic, oameni buni, eu vă rog frumos. Chemați salvare. El e bolnav. El e bolnav. Chemați salvare. Eu nu mă țin minte de câte ori eu mă rugam la dâns și mi-a explicat mie nimic. Acum eu
Păi nu am eu de telefon. Da. Pe doctor. Îl sun pe doctor. La și doctorul a spus că eu acum ca ne s-a ocupat, dar în timpul ei să, eu vorbesc cu doctorul, vorbesc cu anchetatorul, nu știam că este bulgarienca. Eu zic că puteți grăiți, el spune că eu cu nimeni nu vorbesc pe telefon. Eu zic că am înțeles. Ei, eu spus că eu nu vorbesc cu nimeni pe telefon. Ай, мы надо было срочно уколы, потому что он у нас таблетки был, он на учете был. Ну, это мы, он все контролировал себя, понимаете? А тут он снова, стресс у него, депрессия, не знаю, что получилось после этого всего. Вот и... А они не хотели, папа говорил... Ну, да, ты делал, тут ворог, фарт, фурмоз, боец, фурмоз, ворог. А душе зворок тямат салвари, елей болна, ю кругаментиш, ку дурерин суфрит, ю спуне мас. Ю ну бы тем помним масы, ну, ю интребам. Вы бы я зворок, сентец тине, сентец тец. Ю воров фурмош, ю ну дата мам адресат коша черри, ладенш, ку кувынту, ну ку скрис, ку нимик, как он, ну, я ракынди скрис, ну, я ракынди... Мэн скурт, аста у него со... Asta a fost undeva vreo oră și ceva. Nu, tam должны быть видеокамеры, это должно быть все... Нет, там видеокамеры, не знаю. Не может быть, говорят, там везде должно быть. Как убийца в тюрьме, есть везде камеры. Eu nu vorbesc cu nimeni pe telefon și dacă era rugămintea mea că se cheamă salvarea, nu m-a auzit nimeni pe mine. Acolo erau, să spun eu, 1, 2, 3, 3, 1, așa era. Și tăți stăreau să-l pui pe Andrușa Neovi pe scaun. Acum, în timpul ăsta, vă trei intrau, unul ieșe, căruci, mai scurt, nu era niciun fel de stabilitate, să spui, oameni buni, ia că aici te rămână aici, aici lanțul ieșit și stăm de vorbă. Asta ceva nu a fost. În sfârșit, ei l-au încătușat pe dânsul. Он говорит, вы что, вы не имеете права, вы на весь дреб, то есть фашист, вы отучаете своего адвоката. Аму, De-am când ei l-au încătușat pe dânsul, întrerept de un om așa, cum spun, tânăr, dezvoltat, bine, un ochelari negri, eu sunt avocatul. Dar băiatul zice, și avocat ești tu, arată documentul, cine ești tu, încolo, încolo. Și iar pe dânsul l-o, cum spune, provățărăvări, la rău, la cuvinte rele. A, atunci, amu ei spun așa, ai să vezi tot, ce bă ți-ai dinii, nu ai să te închid, tu ai și trimis unde trebuie și acolo ați tărăti toate dinile ței. Tot cere psorăra ta și tot spune ți-i ceas bun pe mână, avea frumușel un telefon, el avea două telefoni, așa singur, unul mai, așa mai josuță și mă ta scoate ceasul, scoate curaua și scoate șnuroașele. Așa un băitan acolo, că era unul în formă. Asta a dat-i de noi. I-a zis că luați mai bine acasă. Și cămeșa, cămeșa, eu nu mă înțeleg să nu cum eu. El cămeșa, eu cămeșa am luat, eu nu mă... N-am înțeles, deși ne-a dat cămeșa, nu a spus că lasă să îmbrăște băiatul. Eu eram fisicit buimatic singur, nu știu ce fac. Te spui că cămeșa lasă oricum acolo, de-am adeuză, cum, aha. Ei l-a închis pe dânsul, l-a închis de la cecana cu miel, îți dați drumul în jos, aici este postul de serviciu, mai departe este cletca. Ei l-au închis în cletca și ei îmbrăcat de cămașă, da, dezbrăcat el, noi eram, nu am pantaloni și în tufli. Oare era târziu de mi erau 7 aproape, 7 și ceva. Și dacă el zice să nu împălit pe dânsul, noi lui avem să-i dăm drumul și el aveți duc acasă, mașina aveți și voi. Aici voi aveți să veniți. Am dus la ce cană la șef, el a spus că, el a spus că nu poate să facă nimic, că închetătorul a lucrat tare mult, știu mai mult de 30 de oară, nu știu cum, tot odihnește. El nu poate să vă dea vouă cereri, să vă ziceți să vedeți băiatul. La ciocana, că, mă rog, cu haine, cu tăci, a dat ceasul. Un telefon. Un telefon, el avea două telefoane. Mare, dar și ala care mare. Planșet, așa, un telefon scump. Nu vi l-o dat. Nu i-o dat. Și documentele la dânsul n-am văzut. A lui documente nu le-am văzut. A lui băiat. Am dus pe jos până la Tighina 6 și intră acolo și zic ea că așa și așa, eu statul lui Andrei Brăguț, este așa, este, da. Dar eu pot să vorbesc cu dânsul? Nu puteți. Dar de transmisia la spate,
Aveți cerere de la anticătător? Încă n-am. Aveți văzut ce asta ce cam? Domnul și ala care de serviciu, ia ca așa și așa. Munca Horila. Dar el, mă, nu poți să trimesnic, el n-are pașaport, încolo. Întrucât partea cealaltă îmi spune că eu n-am văzut cine vorbește cu mine. Nu puteți să transmiteți nimic, pentru că el n-are pașaport și așa mai departe. Să o rog pe dânsul tare frumos, mă rugați, eu nu sunt de aici, de pe loc, am venit de la nord, de acolo, și eu de-am a doilea zi, eu sunt aici, a treilea zi sunt aici. Vă rog frumos, dați-mi voie să-i pot transmite băietul ceva și să-l văd dacă poate. Nu puteți să-l vedeți, numai să-i transmiteți. Ați scris, da, am scris. O venit de acolo, care vine și ia toate pachetele astea și întreabă. Distic, șoapte, maică, ciste, truse, nici nu știu ciste. N-am știut că el a primit sau n-a primit. Eu i-am scris lui pe hârtie. Andrușa, dragul tate, tata îți fac totul să fie bine pentru tine. Doi erau în formă de medic, doi oameni sanitari. Unul s-a prezentat ca medic la petincea. Se spune așa, băiatul mătale nu mănâncă nimic de ani, vă 4-6 zile. Nimic. El e slăbit. El trebuie transferat la spital. Mătale, ești decât, da, eu sunt de acord, măcar chiar am ea locul. Da, prăsirii prea nu pierde ieni, pentru că nu znale știu. Eu mă duc chiar am ea cu semnul. Amu aici îmi spune, vii măta mâine la ora 9 aici. De-am pe 23 să vin. 6 zile el nu mănâncă nimic. 4 sau 6 zile. E vodă ne piu. Și apă nu bea. M-am scârdit atunci. Când am ajuns la morgă, doamna care eliberează, care teritorii se află pușcăria Prum. Trebuie așeia să dea hotărâri că noi putem să facem scritie. Eu n-am dormit atâta noapte, eu nu gândeam să am stat numai așa, așa ne dedându-l pe cap, așa ea, deodată era așa păroi și ea. Și eu când așa ea ne dedându-l așa ea, mi-a dat păr într-o parte, așa așa un șram la dânsul. Vesem, da, la cap. Ca un fel de zgâritură adâncă, așa se zice, ori căpălitură adâncă. Ну что, аж ухо черное. Вот так. А волосы, не знаю, какие-то как заклеенные были чем-то. Этим самой у маски был, когда его привезли домой. Да, но у него формалин. Они сказали, что резали его так. И ну то это, аж аж трепанация терба тут и расфак. А еще тут я кусут-то. Чафа я кусут. Мы когда уже везли это самое, я подошла, как, когда машина вот остановилась, и я так смотрю, там зашит у него. El are băiat, dacă îi trebuie să vii sâmbătă la noi. Copilul lui, da, băiețel are de 3 anișori, Svetoslav.